O delegație a Guvernului României formată din Ministrul Muncii și Justiției Sociale Lia Olguța Vasilescu și Ministrul Sănătății Florian Dorel Bodoc a fost prezentă astăzi în Bănie într-o vizită de lucru la Spitalul Municipal Filantropia. Sunt două motive mari. Odată ca să vadă aproape de finalizare cel mai mare spital municipal construit după Revoluție în România, pentru că așa este Spitalul de la Craiova, cu o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați desfășurată, unde vom muta corpurile de clădire de la Spitalul Filantropia. Știți bine că unul dintre corpuri l-am pierdut în instanță, a fost revendicat, iar celelalte erau aproape imposibil de renovat, pentru că la un moment dat ne-am dat seama că nu putem să schimbăm nici măcar ferestrele, să punem termopane, pentru că întreaga clădire s-ar prăbuși. Era absolută nevoie de un spital municipal nou pe care suntem aproape gata să-l inaugurăm. Și al doilea motiv este cel al spitalului regional. De aici vom merge la domnul președinte al Consiliului Județean, unde ne vom uita împreună cu echipa pe toate planșele ca să ne asigurăm că suntem în linie dreaptă și tot ceea ce am făcut până acum este foarte bine. Ministrul Sănătății a profitat de vizita la Craiova pentru a vedea și secția de copii care a fost recent reabilitată a Spitalului de Boli Infecțioase, dar și pentru a pune la punct ultimele detalii legate de construcția noului spital regional. Am răspuns invitației doamnei ministru pentru a vedea această investiție care urmează să fie dată în folosință după ce vor fi finalizate lucrările și după ce vor fi obținute absolut toate avizele. În același timp am vizitat o secție de copii. Cum vreau să vă spun, nu am văzut nici în străinătate, cu toate că am văzut foarte multe spitale de copii, atât în țară și în străinătate, o secție pentru care eu cred că autoritatea locală, primăria, Consiliul Județean merită toate felicitările și merită tot respectul nostru. Este un model pentru ceea ce trebuie, cum trebuie să arate un spital de copii. În același timp, sunt în Craiova pentru a avea întâlniri împreună cu doamna ministru, cu președintele Consiliului Județean, cu primarul, în ceea ce privește spitalul regional, pentru că, așa cum știți, la Craiova va fi unul dintre cele trei spitale regionale anunțate în programul de guvernare și vreau să vă spun cu mulțumire, cu foarte multă mulțumire, că spitalul regional din Craiova este cel mai înaintat în ceea ce privește actele, adică hotărârea de guvern este dată și aveți chiar și certificatul de urbanism. Celelalte două spitale, respectiv Cluj și Iași, sunt în fază de elaborare a hotărârii de guvern. Încă mai așteptăm documente de la Cluj, pentru că dânșii au avut o problemă la hotărârea de Consiliul Local, pe care au corectat-o și mai au nevoie de niște documente de sprijin, iar și la Iași au fost niște probleme în ceea ce privește localizarea, însă s-au rezolvat și suntem în linie dreaptă pentru a finaliza hotărârile de guvern. Unitatea spitalicească are două corpuri finalizate, iar la unul încă se lucrează. Acesta va avea o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați, unde vor fi mutate câteva secții de la Spitalul Filantropia și va avea o capacitate de aproximativ 200 de paturi. Fizic, aceste secții din clădirea pe care am pierdut-o în instanță și pe care trebuie să o eliberăm, au fost făcută, clădirea este cu specific medical, proiectul este cu specific medical. În vederea mutării acestor secții s-au făcut toate circuitele necesare, toate avizările necesare, astfel încât va fi o clădire la standarde europene pe specialitățile respective. În principiu va avea în jur de 200 de paturi, aprobarea este pe 200 de paturi, o să vedem exact care va fi structura în momentul în care ne vom muta și vom lua toate spațiile în primire.